Bună, Capricorn, și mă bucur să te am aici alături de mine. Aceasta este o citire cu un mesaj atemporal și îmi propun ca acum să explorăm gândurile, sentimentele, acțiunile persoanei la care te gândești și în același timp și ale tale față de această persoană. Dacă există o situație din viața ta pentru care dorești să transmit lumină, gânduri bune, rugăciune, poți să îmi scrii în secțiunea de comentarii sau pe adresa mea de e-mail în funcție de cum te simți tu confortabil. Adresa mea de e-mail o vei găsi în descrierea acestui videoclip. Acestea fiind spuse, invoc aici energia arhanghelilor și a îngerilor iubitori și prea puternici să ni se alăture, să ne ghideze și să ne protejeze în acest spațiu comun. Acestea fiind spuse, văd aici un mesaj pentru tine și prima întrebare a acestei citiri ar fi sunat cam așa. Ce fel de conexiune împărtășești tu cu persoana dragă, da, cu persoana din mintea ta? Iar ca răspuns, văd aici, acesta ar putea fi alesul, this could be the one. Deja ai întâlnit persoana sau partenerul romantic pe care tu îl cauți. Ok, ți-ai găsit alesul și asta e minunat. Ai găsit acea persoană potrivită pentru tine, potrivită pentru ca voi să evoluați împreună, pentru ca sufletul tău să evolueze, să își împlinească menirea sa pe acest pământ. Văd totuși la baza pachetului, eliberează-te. E timpul să te eliberezi și să îți iei controlul asupra vieții tale. Nu știu dacă este vorba despre aceeași persoană, dacă să te eliberezi de această persoană prin, cu care posibil să fi trecut prin mai multe provocări. Nu știu dacă este vorba despre această persoană sau dacă este vorba despre o altă persoană din viața ta cu care e bine să te eliberezi din punct de vedere energetic. Vom vedea, poate vom primi răspuns pe parcursul citirii. Hai să văd acum cine ești tu în această conexiune. Cine ești tu în această conexiune? Heartache and loss. Văd aici trei de spade. Această carte reprezintă treiul de spade în tarotul clasic și vorbește despre durere sufletească, despre pierdere. Ești o persoană încercată și capricornii, fiind guvernați de Saturn, primesc lecții grele. În același timp ajung să fie și persoanele acelea care, în funcție de obiectivele pe care și le propun, obțin ceea ce își doresc. Capricornii, dacă noi ceilalți mergem înainte, ok? Capricornii visează cât mai sus și sunt persoane muncitoare și care știu cum să obțină ceea ce își doresc. Ok? Da, hai să văd acum cine este această persoană, cine este această persoană cu care tu ai de a face. O persoană răbdătoare, o persoană care plănuiește ceva anume în acest context. Văd 7 de monede aici și la baza pachetului ce am primit, tentație, este chiar energia ta, energia diavolului. Tu ești reprezentat în tarot între arcanele majore de această energie a diavolului. Care poate să vorbească despre muncă obsesivă, despre, da, acele persoane workaholics, dependente de muncă, da, și despre adicții,
o persoană foarte tentată de energia ta și foarte răbdătoare, iarăși. Hai să văd situația dintre voi, care este situația dintre voi. Rețete, dovezi, show me. Cred că ai prins această persoană cu... sau această persoană pe tine, pentru că poate fi și reverso, cu ceva ne la locul său, o situație în care... te simți așa cu, vreau să spun, legată la ochi, parcă fără să știi cum e mai bine să procedezi pe mai departe, și aș vrea totuși să extrag și câte un mesaj din acest oracol. Cine ești tu, încă o dată, pe acest 3 de spade? Cine ești tu în această conexiune? Break up. Toporul, despărțire, separare, o stare de un stop asupra tiparelor, tratament silențios, abandon în această situație. Deci tu ești această persoană care posibil, da, te simți trădată, te simți cu inima făcută bucăți și în același timp ai pus stop acestei situații. Hai să văd cine este această persoană, cum o recunoști tu mai bine. Cine este această persoană? Ciocanul. O persoană care a sabotat această conexiune. În același timp își dorește să reconstruiască, pentru că văd acest cuvânt rebuilding, să reconstruiască. Și iarăși răbdătoare. O persoană care lucrează la această conexiune, posibil chiar să își ceară iertare cu ceva anume. Simte această schimbare de dispoziție din partea ta subită, a venit posibil cu vești șocante în direcția ta, pentru că văd și acest lightning, fulgerul la baza pachetului, atunci când am întrebat despre această persoană, cine este. Ok, hai să vedem tarotul ce are de spus pentru voi, pentru tine și această persoană. Mesaje importante, relevante pentru voi, care să vă ajute, să vă ghideze. Văd 5 de cupe, această dezamăgire, care să vă ajute să aducă claritate, să vă ghideze și poate chiar să vă inspire, să acționați frumos în viața personală. Capricorn. Dragă, puteți să urmăriți acest mesaj și pentru alte plasamente în Capricorn, pe harta voastră natală sau pentru persoana dragă. Văd la baza pachetului, în energia generală a acestei situații, a acestei citiri, văd soarele. Soarele vine cu lumină, iluminează, aduce lumină pe... această situație. Văd și cavalerul de bâte, roata norocului și nouă de spade. O stare de griji, de nopți nedormite, de anxietate, de întuneric, pe care se face lumină. Lucrurile se schimbă pe această stare de întuneric cu ajutorul acestui card, roata norocului. Și în direcția ta vine lumină, vine claritate. Hai să văd în mintea ta, regele de monede, în sentimentele tale, regele de bâte, în acțiunile tale, șapte de spade, în mintea sa, regele de monede, cavalerul de monede, scuze,
în sentimentele sale, o persoană care îți poartă o dragoste pură și ocupă uriașă pentru tine. În acțiunile sale văd asul de bâte, în surpriza din partea divinității văd hierofantul, regele de spade care vine cu decizii, vine cu adevăr, în sfatul divinității și trei de cupe în viitorul posibil între voi. Ok. Hai să vedem acum, să clarificăm aceste energii de pe masă și cu acest rege de monede în mintea ta, la ce te gândești tu, de fapt? La ce te gândești tu? Poți să te gândești la succesul tău financiar, la faptul că îți dorești să... Da, ceva în finanțe, în plan financiar, și nu mă surprinde acest lucru. Poți să ai de a face și cu un alt semn de pământ, un alt capricorn sau taur fecioară, dar îți dorești să... Poate ai un business al tău, un hobby al tău pe care dorești să-l transformi într-o afacere. Îți dorești aici să duci lucrurile într-un tărâm mai armonios, mai sănătos, mai calm, mai liniștit pentru tine. Regele de monede poate reprezenta o afacere. Poate reprezenta securitate financiară și materială, ok? Poate reprezenta faptul că tu ești focusat foarte mult în această perioadă pe acest aspect al finanțelor, al carierei, al muncii pe care tu o prestezi pentru a-ți câștiga bănuții, ok? Și în mintea ta tu pe asta te focusezi. Te focusezi foarte mult pe tine, pe finanțe, pe aduce această situație într-un loc mai sănătos pentru tine. În mintea acestei persoane văd cavalerul de monede. Cavalerul de monede vine cu, chiar cu viziune, am auzit, nu mai știu la care din colegii mei cititori, această idee că acest cavaler de monede are o anumită viziune pe care o urmează până la final. Okay? Și mi-a plăcut mult această idee. Cavalerul de monede se mișcă încet și sigur. Posibil ca această persoană să te aibă pe tine în mintea sa cu acest cavaler de monede pentru că tu reprezinți un semn de pământ, iar acest cavaler de monede este element de pământ. Și uite, cavalerul de monede în mintea sa clarifică acest cavaler de monede. Această persoană vine iarăși cu multă răbdare și am avut-o și aici, da? Patience, răbdare, plănuiește cum să te abordeze, pentru că are mult, are sentimente frumoase aici cu această cupă, cu acest as de cupe. Pe tine mai degrabă te văd cu acest șapte de spade în acțiunile tale, ușor evaziv, doritor să îți vezi de ale tale, dar această persoană în mintea sa vrea să încet și sigur, cu răbdare, plănuiește și vine în direcția ta pentru a vindeca ceva anume. Da, uite, această durere sufletească. Acest trei de spade. În sentimentele tale văd regele de bâte. Regele de bâte e o poate fi un semn de foc pe care îl ai în inima ta. Leuber pe exăgetător, în special leu cu această carte soarele. De ce regele de bâte? Steaua. Dacă este vorba despre un semn de foc cu care tu să ai de a face, poate fi o persoană la muncă,
dar simți multă pasiune față de această persoană. Această persoană reprezintă steaua ta, reprezintă steaua nordului, nu? Cea după care ne ghidăm, cea la care ne dorim să ajungem. E ca un obiectiv al tău, e ca o dorință a ta, cea mai mare dorință a ta, steaua. De ce steaua? Poate fi și, poate să ai și vărsător pe harta ta natală, se poate. De ce steaua? Ce vrea să spună această carte, steaua în sentimentele tale? Pajul de cupe. Da, această dorință a ta de a te deschide față de acest personaj foarte pasional, sau dacă ești tu reprezentat de acest rege de bâte, vorbește despre faptul că tu simți multă pasiune și dorință înspre această persoană. Totuși nu înțeleg de ce acest șapte de spade, dar vom vedea. Asul de cupe este în sentimentele sale. Ce simte această persoană pentru tine cu acest as de cupe? Regina de monede te vede în această energie frumoasă a reginei de monede, o femeie sau o energie feminină de pământ, devotată, muncitoare, o persoană care este în același timp și modestă, valoroasă, o persoană valoroasă, și își dorește să îți transmită și să îți arate cât de mult te iubește această persoană cu asul de cupe și te prețuiește, pentru că ești o persoană valoroasă cu această regină de monede și regina de cupe la baza pachetului. Multă dragoste pe care această persoană o simte pentru tine. Regina de cupe poate vorbi despre dragoste la modul general, ok? Ce vrea să spună această regină de monede în sentimentele sale? Patru de monede, care vorbește în acest caz despre cât de mult te prețuiește această persoană, cât de mult ține la tine, nu își dorește să renunțe la această conexiune, nu vrea, pur și simplu nu concepe să renunțe la această conexiune. Și uite, văd, poate îl vezi și tu, acest doi de cupe în pachet. Eu mă ghidez după aceste energii, după cum văd cărțile în pachet și pajul de bâte la baza pachetului. Multă bucurie atunci când se gândește la tine. Cu acest paj de bâte, pajul de bâte prețuiește bâta sa, da? E, de fapt, bâta împrumutată de la regele de bâte. E ușor mai înaltă decât el, dar se uită cu atâta admirație și prețuire și entuziasm, pentru că pajul de bâte reprezintă și entuziasm, în direcția ta. Ok. Pajul acesta de bâte poate să vorbească și despre comunicare pe care această persoană și-o dorește. Și am ajuns în sfârșit la acest șapte de spade, care îmi spune inițial că tu îți vezi propriul interes, posibil să te preocupi mai mult de munca ta cu acest rege de monede în mintea ta. De ce totuși acest șapte de spade în acțiunile tale? De ce? Regina de cupe. Parcă te sustragi de la această dragoste. Regina de cupe cântă dragostea în general. E cea mai iubitoare energie feminină. Și văd și acest nebun la baza pachetului. Parcă te sustragi de la acest nou început cu această persoană, pe care această persoană și-l dorește mult, pasional, ok? Pentru că are în acțiunile sale acest as de bâte.
De ce e regina de cupe? Ce vrea să spună această regină de cupe în sentimentele tale? Moartea. Poți să ai scorpion sau să ai de a face cu un scorpion sau semn de apă. Dar moartea aici vine cu transformare. Parcă pentru tine această dragoste reprezintă ceva dureros. Încă o dată, îmi vine această idee, acest sentiment că tu te sustragi din calea acestei iubiri, din calea acestei persoane cu acest șapte de spade. Da. Asul de bâte în sentimentele sale. De ce asul de bâte? Ce vrea să spună acest as de bâte? Marea preoteasă. Posibil ca această persoană să își dorească ceva în secret, tine, acest nou început plin cu pasiune și uite, văd din nou asul de bâte și doi de spade în pachet. Posibil ca această persoană să își dorească ceva în secret, ceva ferit așa de văzul lumii, iar tu parcă îți dorești să blochezi. Nu vrei ceva în secret, nu vrei ceva ascuns. Simți că, nu știu, meriți mai mult. Simți că de ce Marea Preoteasă? Ce vrea să spună această Mare Preoteasă? Doi de spade a ieșit. Da, există acest blocaj între voi. Văd și trei de monede din nou, poate fi o conexiune la muncă. Și trei de cupe, treiul, știm ce spune, ce vrea să insinueze în anumite cazuri. Aici în viitorul vostru. Hai să văd de ce Hierofantul în surpriza din partea Universului. Împărăteasa. Hierofantul și împărăteasa. Și faetonul la baza pachetului. Posibil că această persoană să vină deschis, da, cu un angajament serios, să îți arate cât de mult te prețuiește cu această carte împărăteasa. Poate chiar să călătorească în direcția ta și văd aici trei arcane majore, în surpriza din partea divinității, deci este o situație destul de pe care tu nu o poți influența atât de ușor. Sunt lecții din partea divinității importante pentru tine, Capricorn. De ce împărăteasa? De ce împărăteasa? Justiția, o altă arcană majoră. Dar poate veni un contract aici. Justiția vine cu echilibrarea karmei, cu îmi venea să spun eliberare. Poate fi și eliberare, eu știu. Dar poate fi un contract rupt între voi. Dar cu aceste energii mă gândesc că justiția vine cu dreptate, cu corectitudine. Poate în ultimul ceas această persoană să... Pentru că văd această energie din partea acestei persoane care simte multă pasiune, te prețuiește, are sentimente, nu vrea să îți dea drumul. Văd și această energie a acestei persoane care... posibil să își dorească ceva în secret. Posibil să își dorească ceva ferit de ochii lumii. Și în surpriza din partea divinității să vină această energie care până la urmă să arate că până la urmă această persoană se hotărăște să respecte valorile tradiționale, să te prețuiască mai mult, să vină cu corectitudine în direcția ta, ok? Regele de spade este în sfatul divinității.
Regele de spade. De ce regele de spade? 6 de monede. Și luna. Mai mi se repetă într-un fel așa, nu știu cum să zic eu, într-un fel așa subtil, că de fapt există și o a treia energie în această situație. Vom vedea și când ajungem la acest 3 de cupe. De ce 6 de monede? De ce 6 de monede în spatul divinității? Nu, foarte multe cărți și văd și hierofantul. Poți să ai de a face cu un taur, nu am spus aici. De ce 6 de monede? Regele de bâte din nou. Și avem doi regi aici. Regele de bâte și regele de spade. În sfatul divinității. E o persoană aici care vine cu adevăr, pentru că uite, văd și acest cavaler de spade. Vine cu adevăr, vine cu prețuire, cu comunicare deschisă și își dorește să manifeste ceva aici, acest nou început plin cu pasiune, pentru că văd din nou acest as de bâte în pachet, când am deschis pachetul. Hai să văd de ce 3 de cupe. De ce 3 de cupe în viitorul posibil între tine și această persoană? De ce 3 de cupe? Acest card care vorbește despre reuniune, întâlnire, ieșiri în oraș cu prietenii. De ce 3 de cupe? 3 de cupe. Alina, go figure. 3 de cupe este clarificat de 3 de cupe. Ce vrea să spună acest 3 de cupe? Mai dăm câteva mesaje pe acest 3 de cupe. 4 de bâte și eremitul. E cineva aici, uite, iarăși văd acest as de bâte. E cineva aici care se gândește intens, poate fi o fecioară implicată aici. Cum să producă, să se producă această reuniune, reîntâlnire, această stabilitate între voi, această sărbătoare între voi. E cineva aici care se gândește. Cum să aveți acest nou început. Dar parcă iarăși cu acest 7 de spade, 10 de spade, poți să ai de a face cu un semn de foc, iarăși, pentru că văd și acest cavaler de bâte, o persoană când caldă, când rece, foarte aprinsă în direcția ta în această perioadă și posibil tu să îți dorești să lași în urmă această situație. Ok, poate fi și așa. Hai să văd acum care este adevărul ascuns din partea acestei persoane. Care este adevărul ascuns din partea acestei persoane? Nu, sunt prea multe și vreau să primesc unu-două mesaje din partea acestui oracol. Adevărul ascuns. Mă întreb, da, și se pare că este o persoană cu care tu nu ești împreună, care vrea să deschidă acest nou început plin cu pasiune și cu dragoste, dar această persoană, în adevărul ascuns, are acest mesaj. Mă întreb dacă ești fericit, fericită, fără mine. Un alt mesaj, hai să văd. Vreau să îți spun ce simt. Și avem două mesaje aici. Atunci când am aflat adevărul, acest lucru m-a doborât. Și
Știu că am depășit limita cu tine. La baza pachetului avem aici nu reacționez atunci când ceilalți mi te menționează în discuție, în conversații. Ok, mă gândesc la ce titlu aș putea să pun acestei citiri. O citire ca de obicei, nu doar cu roz, nu doar cu bine, o citire complexă în care avem și bune și rele, cum e în viață. Dacă vă doriți o citire cu caracter personal și, bineînțeles, dacă rezonați cu citirile mele, nu uitați că îmi puteți scrie pe adresa mea de e-mail, eu vă aștept cu drag. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru mesajele frumoase, vă îmbrățișez cu drag și recunoștință pentru toate acestea și ne vedem curând. Pa, pa!